Bună ziua! Pentru că sunt lucruri care vreau să-l prezint, un invitat de onoare, un prinț al României, e un nepot al regelui Mihai, e un urmaș vrednic pentru ce poate să fie în țara asta. Important e că încercăm să scoatem în evidență un moment al istoriei, care pare banal, dar deloc banal, este foarte important, pentru că e vorba de ceva decenii și e vorba de un model de dezvoltare a României până astăzi. E vorba de acea Constituție de 1923. Și am chemat și pe adresa sa, prințul Nicolae, dar în mod special și pe cel care va conferenția, împreună cu, de fapt, nu se va vorbi singular, deci nu se va prezenta conferința, dar eu îți facem niște mici discuții alăturate. Deci, această Constituție care a marcat istoria poporului român în perioada intervenică și de ce nu până în zilele noastre. Ea a fost un rezultat, Constituția aceasta, un rezultat al altor proiecte naționale, atenție. Noi nu avem astăzi proiect național. Acestea care sunt cu vestul nu sunt proiecte naționale. Pare că vă spun treaba asta. NATO și UE sunt chestii de conjunctură internațională, dar au fost proiecte naționale. Mă refer la Unirea de 1839, când se înfăpiește, începe să creeze România, de atunci se naște România, asta e realitatea, 24 ianuarie 1839, după aceea de acel război de independență, care a fost condus chiar de regele Carol I, el a fost comandat forțelor române, chiar pe scărare pe cal în Bulgaria, ca să ne facem independenți în fața europei, în fața întregilor, asta e realitatea. România a început să fie vizibilă pe harta Europei, inclusiv Dobrogea aceasta, care stând în încălcăm acum pe ea, este rezultatul acelui război de independență. Poate vă spune ceva ziua de 14 noiembrie, deja e trecută, în decembrie, 14 noiembrie 1878, când oficial Dobrogea, acest teritor românesc, după 460 de ani, se reîntoarce la români, la patria mamă. Țara românească, acum era vorba de Principatele Unite ale Române Unite. Vorbesc de această dată foarte semnificativă și de aceea am vrut să-și o marchez. Ăsta a fost al doilea proiect. Și cel mai important proiect a fost realizarea României mari în urma unui război de apărare până la urmă, că a fost de apărare, nu de cucerire, atenție, 1916-1918, vorbim de această porțiune în care România coparticipa la acest prim război mondial, nu de toți cei 4 ani, nu va dura 4 ani, și poate și dumneavoastră, la studia puțină istorie, România și-a făcut cu toată dragostea pentru Europa și pentru cei care conduce România, inclusiv, deci nu mai era Carotie, era regele Ferdinand I, care a coparticipat și era și el, comandant suprem al forțelor armate române. Și s-a creat acest stat național unitar român. Dar atenție, ca rezultat a unor discuții foarte lungi, diplomatice, la care un rol fundamental, asta e punctul meu de vedere, a avut Regina Maria. A fost Alba Iulia și țin foarte mult la chestia cu Alba, a fost Chișinău. Dacă e vorba pe date, 27 martie 1918, s-a cerut unirea de către Basarabia, deci, care atunci lider în Basarabia cu România. România, deja era România după 1881, legat cu României. După aceea, pe 28 noiembrie, cei de la Cernăuți au cerut și ei unirea cu România. Și după aceea, în faza acesta a treia, actul de 1 decembrie 1918, când e vorba de unirea cu Transilvania, Banat, Crișan și mai departe, Maramureș, s-a creat România Mare. Dar actul internațional, asemenea la Versailles, Paris, după foarte multe negocieri și foarte aprinse, în care n-am fost sprijiniți de mulți alții, inclusiv de cei care au participat la război, au fost, da, să vedem, rolul decisiv la avut Regina Maria. Spun a doua oară, sunt acte internaționale care demonstrează acest lucru. De aceea este Marea Regina a Românilor. Și nu vorbesc prostie aici. Acum noi am cam uitat, suntem cu gândul la altele. Și mai aceea urmează perioada în care a fost pianonul imediat după aceea, s-a consfințit și în relația cu care a crezut. În 1923, datorită acestor trei mari acte naționale, se pune problema unui cadru normativ, pe care o să vorbească domnul profesor Vergat, în mod special, invitatul de onoare, principele Nicolae, ca observație,
și n-am prezințit Teodosie, arhivistul Domnului, care conduce, de fapt, să crească Dobroge. Ăsta am putut merge, ăsta nu merge. Da. Deci, astea sunt, așa. După aceea urmează o perioadă tristă. E vorba de ani și ani, întoarcerea, sau nu întoarcerea, întoarcerea întunerii, că am trăit destul întunerii în ecumeniu, o refer la comunist care se instaurează în 1948 în România, și de aceea, cu a mea, trepte și trepte în decursul istoric, mai multe constituții, dar după aceea o retrospectivă și ce s-a întâmplat. 1866 constituie, a fost un cadru, dar n-a fost Constituție făcut de Cuza în 1860. Constituția care s-a creat, dar vine al Carol I, care a zis, da, avem Principatele Unite, dar nu avem Constituție după care să conducem acest viitor regat. Și a funcționat acea Constituție de la 1866 până în 1923, când era nevoie de alt cadru pentru nou stat mare, care însemna când ar fi acum Marea Britanie, avea Basarabia, avea Bucovina, avea Cadilaberu, care era sud de Dobrogea, se dea un teritoriu și trebuiau urmate, mă rog, prin aceste condiții, direcțiile. Cuprinse direcțiile politice românești în, și în teritoriul intern, în cadrul intern, dar și în cadrul intern, nu numai Europa, și întreaga lume. După aceea avem întoarcerea la comunism. După, de fapt, au mai fost două etape. Cu Carol al II-lea, când s-a ținut Constituția, dar s-a reglat autoritatea regală, în 38, februarie 38, și după aceea, în septembrie 40, cu regimul Ion Antonescu, deși șeful statului era regele Mihai, atenție, totuși s-a creat acolo, poate să fie vorba și de o disfuncție. Asta a fost situația. Constituția era folosită parțial, să nu știu aproape deloc, în restimpul războiului. Mă rog, era război. Nu e o scuză, dar asta a fost. Oricum, întunericul începe, au fost anii după 23 august, care au fost anii totuși întunecați. Constituția a rămas în picioare, regele era rege până la 30 decembrie, la acea abdicare forțată, dar schimbarea radicală se produce în aprilie, la jocul aprilie 1948, când se creează un cadru constitucional unei constituții staliniste. După aceea, nu era post-stalinist, după 52 apare o altă constituție care va funcționa până în 65, 1965. Va fi o altă constituție atunci a viitorului regim, care va funcționa până în 1991. După evenimentele din 1989, se va crea alt cadru constituțional, se va îmbunătăți cu alt cadru în 2003, datorită unor modificări, cam 50% din legea din 91, legea Constituția din 91, a fost transformată, schimbată, s-a creat actuala Constituție, care și asta se dorește a fi schimbată. Deci sperăm, și aici vreau să închei, că nu vom face modificări, adică deși se pare că din cei 32, mai sunt 32, sunt 32 de europarlamentari, 21 au votat pentru mine o mare rușine, sunt ca profesor de teologie, dar și cu cunoștințe suficiente de istorie și de filozofie, cum vreți dumneavoastră, să vă spun că e o greșeală care nu se va ierta de poporul român. 21 de europarlamentari au votat ca a noastră Constituție să fie sub tutela deciziilor constituționale ale Uniunii Europene. Alții nu au votat, noi ne-am grăbit, am votat în bloc, cam peste 2-3. Și Constituția din 2003 deja apare cu probleme. Asta e o altă problemă, care vreau să o discut aici, nu intră în cadrul. Noi vom discuta un mod special, implicații, cum spune în acest aviz, ale Constituției din 1923, pentru această Românie mare. Ea a funcționat, de fapt, până în 1948, dacă punem pe total așa, în gro, ar fi vreo 27 de ani. Nu? 27 de ani a fost Constituția care a fost reper de a ținut foarte mult. Mâine ziua Constituției. Asta paradoxal, avertiversăm sau comemorăm sau cum vreți ziua Constituției, dar schimbăm la Bruxelles fiind liderii noștri europarlamentari. Europarlamentari români, deciziile nu trebuie să fie luate de aici, trebuie să fie luate de ei, în numele poporului român. Deci, e adevărat. Oricum, domnul profesor Verlati va introduce în cadrul politic și economic, educațional, militar și așa mai departe, Constituția acoperă toate aceste secțiuni, dacă vreți, și relații internaționale. Am sărit un lucru. Dacă prin Constituția lui Carol I, la 1881, când s-a declarat regat și la 4 ani se face autocefalia și numai altfel, deci s-a legat de organizarea statală, s-a organizat și organizarea eclezială a Bisericii Ortodoxe Române. Era Biserica Poporului Român. Majoritatea, vorbim în procente, și astăzi, și atunci, deși atunci vorbim despre Principatele Unite Române.
în 1923, cu 2 ani înainte, se realizează cadrul pentru a se crea Patriarhia Română. Rangul de patriarhie le-au puține biserici, nu toate țările. Uitați în Balcan, bine, le are Bulgaria și Serbia, ca o istorie în spate, dar Grecia nu are. Grecia nu are patriarhie. Grecia este subordinarea Patriarhului Ecumenic, care are sediul la conduce toate bisericii, vă rog, onorii. El este patriarh grecilor, Bartolomeu I. După aceea, Albania are iarăși o autoritate singulară. Deci nu există. În țările celelalte, e vorba de Polonia, Finlanda, Slovacia, etc., sunt primați. Dar nu, România a căpătat acest rol și foarte important că, dacă ne gândim în raport cu celelalte țări, România ar fi cam pe locul 2, chiar după Rusia aceasta, moscovită, acolo e centrul slavilor de nord, e vorba și de slavi aici, mă rog, e altă poveste, și noi ar fi pe locul 2. Dar la credință, cred că suntem pe primul loc. Și vă spun asta, care om le-am trăit pe viu în țările vecine și în afara României, în alte țări din Europa și din lume. Deci asta avem ca credință. Dar trebuie să respectăm credința poporului român. Noi ajungem acum, suntem studenți, mâine voi suntem profesori, preoți, să nu uităm că acea credință autentică a poporului român mai are ceva valoros pentru lume și Europa. Dacă noi nu știm, suntem monitorizați de Bruxelles și de Washington și de alții, cât de puternică e această credință. Ei sunt uimiți. Încă se menține credința. Și dacă știm să o respectăm, vom câștiga în timp enorm. Cum îmi spunea Părintele Stăniloae și îmi spunea așa, puile, noi nu mai avem, mă rog, era o limbaj familiar, noi nu mai avem nimica, nu mai credința acest popor român. Din asta putem să mai oferim ceva lumii. Asta a fost situația.